Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Jandarmii de la unitate din București nu și-au primit banii în ziua salariului din cauza unei erori. Aparent, de fapt nu aparent, toți banii au fost virați unui singur jandarm din Gorj, pe cardul lui. Să-i împartă cu ceilalți. 1,6 milioane de lei. 1,6 milioane de lei. Deci banca a comis o eroare. Eram în Grecia deja, da, așteptam asta. Vara. Și a primit și prin curier 80 de pungi în care să împartă cu colegii. Deci cât vine? 300, ceva mai mult de 300 de mii de euro. Mm. Ce faci, mă, cu 300 de mii în ziua de azi? Mă duc în Grecia și aștept vara, nu înțelegi? Ai fi păstrat banii? Este ilegal. N-ai cum să-i păstrezi. N-ai cum să faci chestia asta. Da, ai fi tentat. Eu am pățit, eu am primit de la radio, acum foarte mulți ani, salariul de două ori, eram în vacanță. Adică m-a nimerit și bine. S-a nimerit, da. Știi? Și m-am prins că am primit banii și am sunat la contabilitate și ce erau ocupați? Am făcut o greșeală. Aoleu, zice, să-i trimiteți înapoi, zic, ai nebunit, sunt în vacanță, îi cheltui. Nu, îi mai dai luna viitoare și cu asta basta. Și i-ai dat înapoi? Nu i-am dat, în sensul că nu m-am mai plătit o lună. A, nu te-a, deci a trebuit să-i dai înapoi. A trebuit să-i dau înapoi, dar evident. Dar că eu am primit la un loc de muncă al cărui nume nu-l mai rostesc. Da, unu. Da. La un anumit loc de muncă am primit 3 luni. O parte din, un plus, bani în plus. Adică gen jumătate din salariu în plus. Primă. Nu. Și am sunat de fiecare, adică în fiecare lună am sunat și am vorbit cu oamenii de la financiar și le-am zis, știți, sunt niște bani în plus. Nu, domnule, e în regulă, stai liniștit. Mulțumesc frumos. Și așa, după 3 luni, m-a sunat prins unul disperat. Mm-hmm. Domnule, ți-am dat bani în plus 3 luni. Păi zic, câte 3 luni, ce să vă spun? Trebuie să ne dai bani înapoi. Îmi pare rău, i-am cheltuit, la revedere, mi-a zis și nu i-am mai dat înapoi? Nu i-am mai dat, mi-au dat o primă. Really? Da. Bă, ce prost am fost. Serios. Altfel, să știi că am mai primit. M-a sunat o doamnă de la o bancă într-o zi. Bună ziua, sunteți domnul Zafiu? Da. Zice, ați primit niște bani în cont. Ups, nu mai foloseam contul ăla. Practic, aproape nu l-am folosit niciodată. Și zic, habar n-am, aici m-a luat prin surprindere. Zice, da, i-a virat cineva din greșeală. Nu erau mulți, nu erau foarte mulți bani. Era cineva care făcea Uber la vremea sau ceva de genul ăsta. Așa, și care a transferat niște bani într-un cont greșit. Contul ăla s-a nimerit să fie al meu. Uh-huh. Și zic, da, și dacă nu vă dau acceptul să-i luați din cont, ce se întâmplă? Ce vă dăm o judecată, durează mai mult, dar tot vei. Să vă caute doi băieți. Ușor accent. Da, deci v-aș întreba, prieteni, dacă ați primit vreodată bani, dacă ați găsit, păi, ați găsit vreodată ceva frumos, valoros, vreodată, undeva, dacă ați găsit pe stradă sau dacă ați găsit, noi dacă găsim un portofel, 0372069599, eu îmi dau seama, n-am găsit niciodată nimic. Știți cum se spune? Un lucru pierdut, altul de regăsit. Adică te gândești că există o lege a compensației. Dacă pierzi un stilou frumos sau portofelul sau actele sau niște bani sau ceva de genul ăsta, te gândești, nu-i nimic, se compensează. Găsesc eu ceva frumos la un dat. Băi, nu, n-am găsit niciodată nimic, n-am câștigat la loto. Ba da, am câștigat odată 14 lei. Uite, vezi, ai scos. Da. 0372069599. Telefonul nostru. Ce ați găsit și ați păstrat sau ați dat înapoi? În ce ceva condiții? De valoare. Ceva cât de cât valoros, așa. Și cum a fost momentul respectiv, dacă v-ați ajutat? Dacă s-a bucurat omul când i-ați dat înapoi sau nu v-a dat nici măcar dulcico? 5 lei pe plajă se pune? Cum erau 5 lei de aluminiu. 5 lei pe plajă, da? Când eram mic, 5 lei. Uh-huh. De vreo două ori am găsit. Serios? Da, și după aia mergem. Da, sigur. și mesaje audio 0728-31322 pe WhatsApp. Vă așteptăm. Avem telefoane, avem mesaje, cu ce vreți să începem? Cu ce vrei tu? Uite, iau un telefon. Hai să luăm un telefon. Multă vreme. Să luăm un telefon, hai să facem asta. Bună dimineața, Adi. Adi. Bună dimineața. Salut, Adi. Ia, povestește. Ce ai găsit, ce ai pierdut? Ce ai găsit? De pierdut am pierdut multe. Zi, ce ai găsit? Am găsit pe vremea lui Ceaușescu în 88-89, am găsit o geantă de femei plină cu bani colorați. Cum bani colorați? Eu așa erau negru. Și poftim? Adică ce, banii stalb negru, cum adică colorați? Așa îi vedeam eu, banii multe culori, știam doar pe noștri albaștri și verzi. Nu știam că există mai multe culori la bani. Așa. Deci nu erau dolari. Erau polonezi. Nu, erau mărci. Mărci, auzi. Mărci. Erau mărci, o geantă plină de mărci. Eram cu niște colegi de școală și ce am făcut? Am împărțit bani între noi să ne jucăm cu ei. Câți ani aveai pe vremea aia? Poți să-mi spui? Vreo 12 ani, ceva de genul. Știi că pe vremea lui Ceaușescu era ilegal să deții valută, nedeclarată. Și în principiu n-aveai cum să ai valută, că n-aveai de unde.
Exact. Da, nasol. Schwabii din Timișoara, ei aveau valută. Da. Și după masa ne-am trezit cu o băbuță, cu un moșneag la ușă și cu un milițian. Dom'le, copilul meu a strămai cu cineva, au găsit niște bani. Așa este, au găsit niște bani. Unde-ți banii? Ce făcuse băbuța? O vândut ceva cuiva. Și am casat mărci germane, asta e. Ce ați făcut? A trebuit să dați mărcile înapoi? Am dat banii înapoi, dar noi mai aveam pe toți, că unii nu, unora nu le-au plăcut banii, i-au aruncat. Asta e ghinion. Ce s-a terminat cu bine? Și s-a terminat cu bine, am primit o plasă de Lidl cu dulciuri. Nu știam ce-i Lidl, ce-s Haribo, ce-s dulciurile nemțești. Atunci am aflat și eu prima dată. Frumos, frumos gest. Ai avut noroc, ai avut mare noroc și părinții tăi au avut noroc. Asta e, să intram belele mari pentru o deținere ilegală de valută. Cea mai mare sumă pe care am găsit-o a fost 300 de euro. Pluteau pe fundul apei pe o plajă din Grecia. Mă pregăteam să intru să fac snorkeling, spune George. Pluteau pe fundul apei, a? Da, așa zice George acum ce vrei. Mă rog, dar da. Cum stăteau ei toți la oaltă, ea 300 erau priși cu agrafă. Ce? Vezi că avem și mesaje audio ultimele, penultimul. Dă-l pe penultimul, că e tot apropo de... Salutare, Gabi, sunt din București. Cel mai mult am găsit acum niște ani buni de zile niște bani. Eram la mare, eram în mare, erau valuri destul de mari și ați văzut cum toată lumea stă și așteaptă să vină valul ca să sară odată cu valul. Ui, sus pe valul, ei! După ce a trecut valul, hai, și a deschis ochii, am văzut în față o mulțime de bagnote de 50 și 100 de lei. Bine, o mulțime. Erau câteva bagnote. Am sărit pe ele și le-am adunat în băi cât am putut și le-am băgat după aia la buzunar, în apă. Am adunat undeva la vreo... Ești delicat. 500 de lei. Le-am băgat la buzunar, în apă, în slip. M-am uitat în jur să văd dacă e cineva care chițează ceva, vreun gest să... Nimic, căută un buzunar. Oricum nu, oricum nu cred că ar mai fi bat. Acum, dacă aș fi întrebat cine a pierdut niște bani, probabil toată lumea ar fi sărit. Da, dar le cereai să spună seria. Că sunt banii lor. Și gata. Ai pierdut 500 de lei, da, ce serie? Mulțumim, prietene. Da, hai să vorbim și cu Ovidiu. Na. Între timp a închis Ovidiu, nu nimic. Radu. Salut, Răducule. Bună dimineața. Salut. Neața. Am să vă spun o poveste foarte haioasă despre cumnatul meu, da, care vine într-o zi la birou și, mă rog, era vremea înainte de smartphone-uri și de internet banking. Da. Pe vremea aia, ca să afli cât bani ai în bancă, trebuia să suni la bancă și să dea un extras de cont verbal. Da. Și sună omul la bancă, cum se suna dimineață, și îl văd că lasă telefonul de mână și se schimbă la față. Și bă, acum mi-a zis că am 40 de miliarde în cont, erau banii vechi, erau undeva între milenii, 99, 2000, 2001. Da. Băi, mi-a spus de la bancă, oricum în mașină disperat să duce la bancă, cu sacoșa, să-ți printeze extrasul, ca să vezi ce-i cu banii aia. Când se duce la bancă, vine moflusit de acolo, zice, bă, contul meu era deja blocat, zice, plătise răștia de la Amonil, de la combinatul, de la Slobozia, plătiseră gazul la RomGaz și greșiseră contul cu o cifră. Da. Și ăla era contul meu. Frumos. El deja a făcut planul, cum îi transferă, unde îi duce, că să-i pună, să-i facă un depozit câteva zile până să prindă. Nimic. Momentele alea, era deja contul blocat. Momentele alea, mulțumim, momentele alea când crezi că ești bogat. Ai și tu o oră, două în viață în care te bucuri că ai devenit miliardar. Salut, Cristian! Bună dimineața, băieți! Una dintre chestiile, apropo tot ce e cu primitul bani, am în cardul de combustibil, am card pentru mașini și într-una dintre zile când am verificat contul, am observat că aveam undeva peste 15.000 de euro în valoarea în lei, pe cardul de combustibil. M-am uitat de câteva ori, am verificat din nou extrasul și am stat un pic, mi-am dat seama, păi zic că știu că nu încărcați în cardul chiar pe atâția bani. Am stat, dar peste două ore așa, văd că mă sună de la
cei care administrează cardurile de Moderna și că un coleg a greșit și a mai pus câteva zerouri acolo. Asta a fost una dintre chestii și una... Mamă, ce benzină scoteam! Eram ca aia care atunci când s-a scopit locul butoaile. Mă ții minte? Așa este, dar îți dai seama că automat data următoare banii trebuie să-i pânteți. Da, mă, asta e problema. Asta e că trebuie să-i pui înapoi. Nu ai nicio șansă, îți iau banii automat, nu rezolvi. Așa. Se mișcă repede. Bună dimineața, băieți. Într-o zi am găsit un rucsac într-un cărucior la Kaufland și am zis să mă duc la casă să verificăm, să vedem ce e acolo. Vă dați seama, o grămadă de bani, nu știu câte carduri, două telefoane, wow, chei, portofel, plin, deci ziua de o sumă cuiva mare de bani. Până la urmă am găsit-o pe proprietară, a venit, a luat rucsacul, nici bună ziua, nici... Asta e frustrat. Da, da, da. Da. Deci tu acolo... Un leu. Am mai primit un mesaj de cineva a găsit 700 de lei, iar înapoi a primit 100, la fel cum cineva a găsit tot pe plajă 4.000 de lei și a primit înapoi recompensă 1.000. Ceea ce e frumos. Recompensă civilizat 25%. Salut, Alex. Salut. Mai mult ca stat. Alo. Da, te ascultăm, Alex, te rog. Bună dimineața, băieți. Neața. Vreau să vă zic o scurtă istorioară. Mi s-a întâmplat acum vreo mai bine de 10 ani, vreo 12 ani, să zic. Coboram dimineața de la bloc la magazinul de pe stradă să cumpăr pâine. Erau muncitorii care reabilitau blocul, mâncau ceva dimineața. I-am salutat, mă, o să-mi iau la pâine. Cum am întors, am găsit un portofel, m-am gândit că e al lor. Merg sus, mă uit în acte, văd acolo un telefon, inginerul, nu știu care. Sunt, domnule, îl cunosc, tu acest pe Cutărescu, avea buletinul în el. Da, îl cunoaștem, cum să nu, e colegul nostru, haideți că sunăm acum după el. În 20 de minute mă trezesc la ușă, la apartament, bate la ușă, vine și-a portofelul. Că, domne, vă mulțumesc mult că ați făcut așa un gest. Da, domne, stați fără grijă, mi-am gândit de portofelul dumneavoastră. Știți ce este? Că am cardul acolo și aveam și-o banii să-mi cumpăr o mașină, scria și PIN-ul pe spate. Mă, știi, bun. Da. Ce să mai auzit de... Vezi că-s camere la bancomate. Dar n-am mai auzit de mult, mă, să scrii PIN-ul pe cardul pe... Se întâmpla... Sărac, ce noroc a avut omul, îți dai seama, da, totuși. Da, da. Liviu, bună dimineața. Salut, salut. Liviu. Bună dimineața. Zine în 20 de secunde, te rog. Am găsit în cont 1870 de euro de la o agenție la care eu nu mai lucram de vreo 4 luni. Le-am trimis un e-mail și mi-au zis, stai liniștit, totul este ok, s-au reglat niște sume, nu știu. Asta, băi, ăsta da mesaj. Așa, patron, bravo. Da. Dar acum, serios, mergeți pe stradă, găsiți o geantă cu 2000 de euro. Ce faceți? La poliție, frate. Hmm? Poliție, nene, nu-ți permiți. Serios vorbesc. Dar de ce nu-i spuneți numai tu? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.